Ne aflăm la Târgoviște, la Corb Adventure Days. Dreapta, Zoli, nu, dă-i față. Atât, Zoli, ești pe copac, dă-i față dreapta. Sunteți ok? La noi calculele deja sunt făcute și pentru trofii și pentru trial. Așa că am venit la clasa challenge pentru că Paul, copilotul lui Zoli, momentan este undeva prin Kenya și se relaxează. Zoli a rămas fără copilot și am venit să încercăm să-i dăm o mână de ajutor de a-și păstra titlul de campion național de anul trecut. Zoli se află acum pe poziția 1, dar orice greșeală aici îl poate costa titlul. Cine câștigă aici, teoretic câștigă campionatul. Pregătim roadbook-ul, mergem la briefing și vedem ce traseu. Astăzi avem un traseu de 78 de km, din câte am văzut pe track. Dar atenție mare la când aveți intrări în drum forestier sau viziere de pădure. Ce brut și vezi că pe dreapta parcă era șanțul, nu? Bună, bună! Da, nu uitați de site-ul nostru www.transforma44.ro unde găsiți toate accesoriile de off-road și overlanding. Una repede, dai înapoi. Uite la aici. Nu, mai încoț, mai încoț, mai we'll be right back.
301. Dai. Dă-i ușor în spate. Da, bun, stânga, 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 dă-i, 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 dă-i. Dă-i un pic față dreapta, un pic față dreapta. Atât, bun. Hai cu stânga un pic. Bun. Bun, bun. Încet, blochează față spate. Așa, așa, dreapta, dreapta. Dreapta, Zoli, nu, dă-i în față. Să scap de ele. Dă-i. Aia e, bun, l-ai culcat. Du-te mai în față dreapta. Așa, no. Acum hai cu hai drept, stânga, 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 stânga. Așa ești drept. Bun. Dă-i încet, 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 încet. Dă-i stânga. Stânga, stânga. Atât, atât, atât. Bun. Mai dă-i o dată. Atât, atât. Atât, Zoli. Ești pe copac. Dă-i față dreapta. Așa. Dreapta, 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 dreapta. Bun. Dă-i. Stânga, 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 tare stânga, tare stânga. Bun, bun. Bună dimineața, ziua 2 de la Șotânga, Corp Adventure Days. Ieri a fost o zi interesantă, o alergătură de vreo 80 de kilometri, unde, în păcate, am făcut două mici greșeli, încă 200-300 de metri, una și cealaltă de 50 de metri, dar ne-au costat undeva la 5 minute, iar noi acum suntem la 6 de locul 1. Suntem pe poziția 2, deși teoretic ar fi trebuit să fim pe 3, pentru că Mișii a venit mult mai bine și ar fi trebuit să fie pe 1, Cristi Craveț ar fi trebuit să fie cu Sorin Popa pe 2, iar noi pe 3, dar Mișii primit penalizare o oră 40 pentru lipsă selfie point. Nu știu exact care e povestea, nu știu dacă s-a clarificat, dar azi noapte când s-au postat clasamentele, Mișii apărea destul de departe. Oricum, selfie point-ul e al doilea an în care noi vom propune să fie scos definitiv din regulament, pentru că nici acum a fost, n-a avut niciun scop. Adică a fost pus random pe un copac în mijlocul pădurii. Nu te obliga să faci nimic acel selfie point decât să te dai jos din mașină. Meteoul zice că va ploua și restul zilei, deci va fi o zi care ne va ploua non-stop și în care sper că nu va trebui să ies din mașină. Auzind restul echipajelor că au troliat, că au schimbat bări de direcție, că au rupt diverse, cumva m-a demoralizat că noi totuși avem timp atât de slăbuți și că a influențat atât de mult cele 5 minute pierdute de mine. În formatul actual în care Cristi este pe 1, Zoli este pe 2, Zoli încă are șanse să iasă campion național. Thank you.
ieși jos. Și dai dreapta, mergem pe lângă pădure. Să ne mai dai dreapta. Perfect, acum poți să întorci. Ori să dai în stânga, că vor repede după ei, ori să întorci. Ei, da. Dă-te în spate să mă vezi. Hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici. Hai, 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 hai. Dreapta, hai. Hai cu dreapta. Să asigurăm de două ori. Păi nu-i pantă mare. Culco frumos, că atunci te ține malul. Nu încerca să o încaleci. Ține dreapta, da? Vrei să te leg? Da. Sus aici de asta. Cât să stai aici un pic pe dreapta. E Stana nostru de la B. Stan ăla cu care mă băteam eu de obicei. Du-te. Bun, atât, hop, dă-i drumul ușor la troliu. Eu zic că e scăpat, nu? Vezi că nu-i întinsă șufa? Dă-mi un pic de cablu. Poți să strângi? Sunteți ok? E greuț din poziția aia. Fără frâng, lasă-o pe altă. Bun, nu bloca frânele. Nu, n-avem timp. Coborâ când aveți fără să asigure. Mai dă-mi un pic. Invers, mai dă-mi. Atât. Dă-i roata un pic. Nu mai trage troliu. Mai dă-mi un pic mai în față, că e întinsă. Bun, nu mai. Mai. Bun, e bun. E bine. Atât. Bun.
ultima zi din campionat de anul acesta, ultima zi de la Șotânga, undeva pe lângă Șotânga, pentru că s-a schimbat locația de trial. Nu este rezultatul la care speram, dar este un rezultat care ne atinge obiectivul acestei etape, și anume Zoli a ieșit campion național la clasa Challenge, la Trophy. Clasamentul a fost locul 1, Jolti cu Sexy, locul 2, Cristi Craveț cu Sorin Popa, și locul 3 suntem noi. A fost un traseu în sfârșit de off-road după un sezon în care nu am prefăcut off-road, ci mai mult rally ride. Ieri a fost off-road, au fost șifonate foarte bine și foarte multe mașini. Puține greșeluțe, dar a fost așa o joacă continuă, vreo 20-30 de kilometri ne-am jucat cu Sorin și cu Craveț. Când greșea Sorin, când greșeam eu. Mai urmează trialul, Zoli este pe locul 5, n-are șanse la podium. Mergem doar să facem prezența pentru ca să nu primim penalizarea de o oră la Trophy datorită lipsei la trial. Mergem să vedem care este traseul, este o locație nouă de trial. Aici cel puțin îmi pare rău că nu suntem cu Toyota, dacă ne-am mai fi jucat un pic, dar din fericire nu a fost necesar să mai venim încă 800 de kilometri cu platforma după noi. Mulțumim celor care ne susțineți pe Patreon și membrilor YouTube. În acea zonă performanță, cât de bine reușește să înclină acolo Nissanul Patrol. Final de sezon de off-road. Iar până la episodul următor, nu uitați like, share and subscribe.